Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod din Extreme Tracker Made in Euro Truck Simulator 2, ceva de genul. Seria noastră de bună de Euro Truck Simulator 2 Extreme Roads, aici pe canalul nostru de YouTube Zai. Înainte să începem, vă rog foarte mult apăsați acel buton de like, să strângem măcar 15 like-uri la acest episod, rupeți butonul de subscribe dacă încă nu sunteți abonați, să ajungem la primii 100 de pe acest canal și să ne strângem ușor, ușor cât mai mult și să-i dăm drumul pe viitor și la niște serii împreună cu voi, împreună cu abonații, căutăm mape din astea nebune și le jucăm împreună, de ce nu? Deci, rupeți acel buton de subscribe. Aștept și părerele voastre în rubrica de comentarii, prieteni. Și în ultimul episod știți că am rămas noi undeva pe la Aprilia, și trebuia să căutăm o cursă spre Baros sau pe Buriana. Am găsit eu până la urmă o cursă de la acest șantier de aici, tocmai în Baros. Avem 19 km, o cursă destul de lungă, pentru că 19 km pe această mapă este la scară de 1:1, parcă nu este ca în Eurotrack-ul normal. Și de la Baros poate găsim și o cursă scurtuță spre Buriana, pentru că văd aici niște serpentine foarte interesante pe care aș vrea să le explorăm împreună. Haideți să pornim acest model de DAF, destul de nou, fără oglinzile alea nebune care vă plac vouă. Să vedem ce transportăm, nu că ar conta coșuri de fum 18 tone. Deci avem doar 18 tone, prieteni. Nu este o cantitate, un tonaj atât de mare. Haideți să urcăm de aici. Să dau eu camera din track. Pentru că nu avem ce vedea momentan, să zic așa, de la exterior. Ce e aici? Deci e acoperit. În Eurotrack-ul normal e acoperit, prieteni? Ciudățel. Ne-am băgat prost pe aici, pe acolo trebuia să facem noi drumul. Ne-am băgat destul de prost pe aici, sincer, înconjurăm acum, acum am văzut pe mapă. Aie, continuăm așa. Aici e un loc de dormit în caz că ți se face somn. Din păcate avem doar o axă pe spate și asta o să ne dea de furcă dacă o să avem drumuri din astea în urcare. Sperăm noi să trecem cu bine peste ele. Cred că până la urmă am ales drumul corect din câte văd eu pe aici. Deci fără să-mi dau seama, probabil am găsit drumul corect. Neurotrack nu e piatra asta deasupra, prieteni. Nu e așa Neurotrack-ul normal. Știți că avem această carieră de piatră și în Ma, nu e așa clar. Și Neurotrack-ul normal. Mamă. Hai că deja nu mai poate. Deja nu mai poate, mamă ce deal aici. Și ce caută casa asta aici? Ferească mă, sfântul. De unde am venit? Pe unde am venit? Doamne ferește. Ca să ne băgăm de la volan, pentru că nu prea se vede bine din exterior. Urmează un set de serpentine, să suntem într-un tunel, prieteni. Mergem destul de greu pentru că suntem în urcare. Mă uit așa în oglinda aia micuță din partea de jos stânga, în caz că vă întrebați cum văd eu în stânga. Trebuie să ne apropiem cât mai mult de peretele din stânga uneori. Hai că ne-a rupt în ea fericire, noi avem 20 la oră. Nu zic că doar... Mamă. Ia foc tirul. Ia foc acest DAF. E terminat, 15 la oră. De-abia urcăm. Vai de capul meu. Hai că s-a mai îndreptat parcă puțin drumul. Vai, cât avem de tras. Poate ieșim și noi totuși din acest tunel, zic, că mergem cam de vreo 4 km prin el. Doamne, Dumnezeule, Doamne. Mă, tunele pe aici? Hai de capul meu, ce curs am luat, prieteni. Rupem tracul ăsta în două la propriu.
Îl terminăm, îl terminăm pur și simplu. Unde am agățat remorca? Peretele din dreapta, cred. Mamă, dar e doar tunel pe aici. Nu mai ieșim și noi la lumină? Nu se vede lumina de la capătul tunelului. Asta din față e? Nu mai ieșim odată de aici? Mir că mai sunt clădiri pe aici, sincer să fiu. Urmează iarăși la Plomin acolo o serie de serpentine, dar poate ieșim și noi totuși de aici. Vedem că este și feribotul acolo. E prima dată când venim prin această zonă. Și sincer nu prea aș vrea să mai vin, nu prea îmi place. Aici trebuie să facem stânga. Hopa! Să vedem noi cum ne încadrăm cât mai bine. Ok. Mamă, dar ce e pe aici? Ferească-mă, sfântul, ce e pe aici? Mamă, 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 mamă. Asta nu ating BMW-ul ăsta de aici. Dar ce face acolo? Aici mapa a dat puțin greș, probabil. Ne-am băgat chestie din asta în caz că venim cu o încărcătură, cu două remorci, ceva, să avem loc să ne întoarcem foarte frumos din partea lui. Ferească-mă, Sfântul, dar unde suntem? Ferească-mă, Sfântul! Doamne, ferește, unde suntem? Păcat că nu a pus apa, asta nu-mi place. Păcat că nu a pus și pattern-ul de apă, sau cum se numește. Aș fi vrut eu să fac o poză în această zonă pe aici, însă... Fără apă se vede urât totuși. Deci aici trebuie să venim în caz că avem nevoie de feribot. Ok. Mamă, dar ce fel e făcut drumul ăsta? Ce fel? De ce e avare la remorcă? Că nu am atins remorca de nimic. Doamne ferește. Ce nu mai vrea? Gata? S-a plictisit? A rămas remorca suspendată cumva sau mi se pare mie? Hai de capul și de zilele mele, prieteni! Vai de capul și de zilele mele! Așa mai în viteză oare nu merge? Rămâne piciorul de la remorcă blocat acolo. Hai de capul meu ce nervi am. Vai de capul meu ce nervi am. Reușim oare să ieșim de aici? Doamne, Dumnezeule, Doamne! E făcut intenționat aici, probabil. Hai, 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 încă puțin, hai, încă puțin, prinde puțină viteză, te rog. Se mișcă? A intrat picioarele în pământ acolo de asta. Doamne, doamne, ce prostie! Ce prostie, ce prostie! Dacă ar reuși roțile din spate să ajungă puțin mai în față, ar fi perfect. Of, 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 prieteni! Ăsta este Extreme Road-ul, ăsta este Extreme Road-ul, se scoate la pensie, înainte de termen.
Nu ajung roțile alea odată mai în față, că dacă ar fi ajuns roțile mai în față, era complet altceva. Deja patinează și oia la vale. Că merg eu mai așa, oare nu merge? Ia, încă puțin, hai încă puțin, hai încă puțin, că nu mori. Vai de capul și de zilele mele, dacă nu mă scoate la pensie. Și dacă merg pe aici, uite, mă bag pe aici, nici pe aici nu vrei să mergi, nu-ți place nici pe aici. Hai, hai, hai. În sfârșit. Ok, bravo. În sfârșit am reușit să ieșim de aici, prieteni. Cu mare, mare greutate. Și trebuie să facem dreapta, o curbă destul de periculoasă, pentru că avem și această piatră în dreapta. Ok, și am ieșit la drumul principal, să înțeleg că este aici. Nu vine nimeni din stânga, nimeni din dreapta. Putem continua deplasarea. Bine că am ieșit de acolo, sincer să fiu, nu mă așteptam. Credeam că iară trebuie să mă teleportez la vreun service. Deci trebuie să facem sensul giratoriu, ok. Și să facem, dar de ce trebuie să facem dacă vreau să merg tot înainte ce are? Doar tot acolo ies. De ce nu mă lasă să merg tot înainte? Uite ce frumos se vede aici. Aici e pusă apa. Merg tot înainte și fac stânga în față. De ce să... Ia și merg pe drumul ăsta. Ce are drumul ăsta? Nu e făcut sau ce? E un drum mai micuț. De ce contează? Uite, ăsta are piscină. Mamă, 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 mamă. Păi de ce acroșare? Că el a intrat în mine, n-am intrat eu în el. Hai să vedem noi aici. Am reușit până la urmă să intrăm pe acest drumuleț. Aici avem o livadă. Dar noi pe aici am mai fost pe unde e calul ăsta, în episodul precedent. Da, am mai fost pe aici. Să ne băgăm de la volan, pentru că pe aici e drum principal, e ok. Ai, nu știu ce scrie în bord acolo, cum mă disperă bordul ăsta la DAF. Scrisul ăla e prea mic. Trebuie să trecem de Aprilia. Aici am avut noi descărcare parcă în episodul precedent și acum mergem tot înainte. Dacă eu căutam o cursă de aici, din Aprilia, spre Barrio sau nu știu cum se numește, dar nu am găsit. E bine oricum că am găsit de acolo, pentru că am descoperit și partea aia cu tunelurile alea. Destul de urâte, sincer să fiu, pentru mine, nu mi-a plăcut. Însă asta este, hai să-l depășim pe ăsta, dacă putem. Am putut să-l depășim. E ce bun drumul, pentru că e drum principal, însă o să intrăm și prin alea secundare, probabil. Cel mai probabil. Mamă, ce a făcut mapa? Ce s-a întâmplat cu mapa, prieteni? Mamă, de ce merge asta așa încet? Să nu-mi zici că am drum principal până acolo. Nu te cred că nu mai am nimic până acolo. Oricum am avut destule peripeții în episodul de astăzi, am rămas și acolo blocați. Dar cine știe, cine știe. Deci, în ultima perioadă îmi place să mă joc mai mult aceste mape. Această mapă, că am jucat-o doar pe ea decât Eurotruck-ul normal, sunt puțin mai interesante, să zic așa, însă continuăm și seria de real life pe care o avem. Pentru că acolo
Mai avem de tras până la polul nord, unde vrem noi să ajungem pe acea insuliță. Dacă nu ați văzut ultimul episod, îl găsiți pe canal, intrați acolo la videoclipuri și le găsiți toate episoadele, împreună și cu seria de American Truck și de Extreme Trucker 2. Toate le găsiți acolo, foarte multe jocuri pe canal, foarte multe serii. Doar cu ajutorul vostru o să le menținem vii, să zic așa, seriile. Pentru că dacă nu o să mai fie susținere din partea voastră, o să dispară și seriile, ușor, ușor. Voi mențineți flacăra vie, cum se spune. Să-l depășești pe ăsta cu actrosul. Nu, e tot DAF. Părea din lateral, părea Mercedes actros, nu știu de ce. Tot DAF era. Deja vedem semnul acolo de livrare. Un drum frumușel, nu am de ce să vă mint, un drum frumușel cu jumătate de porțiune foarte dificilă și cu jumătate bună. Avem aici un aeroport la Baros. Un aeroport foarte interesant chiar. Nu prea e bine optimizată mapa, o să-mi vedeți uneori lag. Nu este însă din cauza mea, este mapa care nu este optimizată atât de bine și când sunt foarte multe chestii pe lângă, logic că se produce lag, însă mie merge bine, probabil pe filmarea voastră să apară ceva problemuțe. Hai să punem frână pentru că aici trebuie să facem stânga. Să ne îndreptăm ușor, ușor spre punctul de livrare. Mamă, ce e pe aici? Mamă, ce e pe aici? Pe unde ne băgăm? Sunt făcute intenționat, puse acești copaci, aceste pietre ca să te termine de creier. O, ușor, ușor, ușor. Hai că avem loc cu remorca. Ne băgăm după această clădire pe aici și nu mai avem mult până la punctul nostru de destinație, care este aici pe dreapta. Ok. Virează destul de prost, asta nu-mi place. Virează destul de prost. Hai să vedem unde o vor. Vor aici, pe rampă. Ok. Interesant acest tip de livrare pe rampă. Direct la descărcat. Hai puțin mai în față ca să poziționăm bine și capul tractor. Decuplăm remorca și am avut o livrare excelentă din punctul meu de vedere, prieteni. Jumătate de drum foarte greu, jumătate frumos. Și pe data viitoare o să ne vedem noi cu o nouă cursă. Suntem în Baros, poate găsim ceva spre Buriana. Hai să vedem dacă găsim ceva spre Buriana. Ia să vedem de aici. Găsim Kirov, nu. Ceva spre Buriana. Chiar nu vrea nimeni să livreze în Buriana, tot Baros. Suntem deja în Baros. Kirov, foarte multe în Arbat, Kirov, Ron, Arbat, 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 Polom, Arbat, Arbat, Polom, Arbat, o grămadă în Arbat, nu înțeleg ce sunt cursele astea în Arbat, sincer să fiu cu voi, însă o să vedem data viitoare, prieteni, următoarea cursă, dacă nu o să ne dea nicio cursă spre Baros, o să vedem noi ce facem, poate o să ne ducem aici e doar un semn întrebării, aici e doar să o explorez așa, pur și simplu, o să vedem însă, ce cursă luăm pentru data viitoare. Aproape am terminat toată această porțiune de aici din dreapta. Mai avem doar Barosul și acest semn al întrebării. Poate o să-l descoperim noi în episodul viitor, cine știe. Până data viitoare, dacă stați până la final alături de mine, rupeți butonul de like și subscribe și vă aștept și cu un comentariu în rubrica de mai jos. Pa, pa!